Domnul Dragoș Băsmălu, să vă dau cuvântul să ne spuneți cum v-ați confruntat cu criza și ce înseamnă criza asta pentru Mira Telecom ca oportunitate, să sperăm. Noi suntem o companie înființată de 11 ani de zile. Pentru noi, glumind un pic, aș spune că a fost criză tot timpul. Tot timpul a trebuit să ne luptăm, să luăm proiecte, să fim în competiție cu firme românești și firme din afară, în licitații și nu numai. Și din fericire, această competiție ne-a făcut să ne dezvoltăm abilități care să ne permită ca în această perioadă să fim o companie foarte, foarte stabilă. Businessul nostru în momentul de față este destul de echilibrat, în sensul că avem o linie de business destul de importantă pe piața privată, unde furnizăm servicii de instalare pentru operatorii de telefonie mobilă și de câțiva ani o componentă importantă a businessului nostru este partea de proiecte guvernamentale, atât pe partea de telecomunicații, cât și pe partea de securitate. Și aici mă refer la clienți gen Poliția de Frontieră, Ministerul de Interne, Ministerul Apărării și alte instituții care sunt implicate în securitatea națională. Spunea domnul Vaciu de faptul că suntem o companie care încearcă să iasă din România și facem eforturi destul de mari ca să promovăm companiile românești în afară. De 2 ani de zile avem un birou de consultanță deschis în Austria, în Salzburg, prin care odată încercăm să aducem investitori în România, iar pe de altă parte încercăm să dezvoltăm o piață regională, nu numai în Europa de Sud-Est, ci și mai înspre centrul Europei, prin care compania să aibă proiecte și să aibă surse prin care să se dezvolte. Vreau să vă spun că recent s-a încheiat la Paris cea mai importantă expoziție de securitate, Milipol se numește, și sunt mândru și surprins în același timp de faptul că noi am fost singura companie din România care am avut stand la târgul respectiv. Au fost aproape 900 de companii din peste 50 de țări și din păcate se vede faptul că în România partea de cercetare, dezvoltare și partea de producție nu este încurajată aproape deloc de către cei abilitați să o facă. Noi în companie avem această componentă de cercetare-dezvoltare. Am fost la acest târg prezent cu două produse pe care le-am dezvoltat în companie și prin care încercăm să fim prezenți pe piața de securitate din Europa. Poate ne spuneți ceva despre proiectul de la Marea Neagră, că e foarte interesant pentru toți să afle cum Mira Telecom practic a fost implicată într-un proiect NATO. E un proiect pe care l-am finalizat recent împreună cu o companie din Spania pentru Poliția de Frontieră, SCOMAR se numește proiectul. Este vorba de sistemul de supraveghere și control al traficului care se desfășoară pe Marea Neagră. A fost, din punctul meu de vedere, un proiect pilot la nivel european. Este cel mai complex sistem de genul acesta instalat în Europa. După implementarea lui cu succes, Poliția de Frontieră a avut câteva prezentări chiar la Bruxelles. Proiectul este pe fonduri europene și a avut ca și vizitatori reprezentanți din Ministerul de Interne și din Poliția de Frontieră din aproape toate statele membre ale Uniunii Europene. E un proiect care pentru România înseamnă destul de mult, face parte din proiectul mare de securizare a granițelor și de aderarea României la spațiul Schengen. Din fericire am fost implicați în acest proiect, din nefericire companiile românești au niște bariere de intrare în genul acesta de proiecte datorită condițiilor restrictive care sunt impuse de către autoritățile contractante. Este păcat pentru că nu sunt încurajate companiile românești
și nu sunt sprijinite ca să fie, să poată accesa direct aceste proiecte. Vă dau exemplu, se cer ca și experiență similară 3-4 contracte care nu s-au întâmplat în România și o cifră de afaceri, vă dau iarăși un exemplu, de 10 milioane de euro cu care nicio companie românească nu are pe domeniul respectiv, nu are cum să participe. Și atunci ceea ce se întâmplă, ori vin companii din afară, ori companiile din românești sunt forțate de împrejurări să intre în aceste tipuri de proiecte ca și subcontractori ai companiilor străine. Este păcat pentru că marea majoritate a bugetului pleacă în afară, în România rămâne foarte puțin și, din păcate, firmele românești nu pot să susțină partea de dezvoltare, partea de cercetare și de lansare pe piață a unor soluții românești pe care suntem capabili să le scoatem. Probabil că mulți dintre dumneavoastră sunteți reprezentanți ai companiilor multinaționale care sunt stabile, care au afaceri la nivel global și care nu sunt atât de afectate de această criză. Vreau să vă spun că în domeniul operatorilor de telefonie mobilă, deci în domeniul companiilor care prestează servicii pentru operatorii de telefonie mobilă, a fost un an destul de tragic. Sunt multe companii care aproape au dispărut de pe piață datorită faptului că în prima parte a anului operatorii au redus foarte mult investițiile și atunci companiile care nu au avut un business echilibrat și care nu au avut și o altă sursă de venit au fost nevoite să își reducă foarte mult personalul, activitatea și unele dintre ele chiar să dispară. Vă spun aceste lucruri pentru că aceasta este realitatea. De exemplu, acum s-au lansat niște proiecte pe unele rețele de telefonie mobilă și nu există suficiente resurse pentru implementarea lor. Deci sunt multe companii care n-au putut să susțină această perioadă și care au trebuit să-și închidă business-ul. Și aici motivele sunt multiple. În primul rând, datorită presiunii pe reducere a costurilor. Ca să vă dau un exemplu, în general, în România, tarifele care se practică pentru aceste servicii sunt de 3-4 ori mai mici decât în Europa. Presiunea care a fost pe firmele medii spre mari, cum este Mira Telecom, a fost foarte mare. Am ieșit din unele business-uri, au intrat companii mici care au putut să susțină acele tarife foarte mici prin diferite mijloace specifice, să le spun. Și în momentul în care a intervenit criza, business-ul pe telefonia mobilă a scăzut, aceste companii au dispărut. Sper că această criză să reașeze un pic lucrurile, să le aducă la o normalitate. Din păcate, cadrul legislativ nu protejează absolut deloc companiile românești. Practic, ceea ce se întâmplă pe piață este o reglare naturală a situației, ca să spun așa, în care cererea și oferta efectiv se reglează după regula cel mai puternic dictează. Din păcate, în România, în multe cazuri, este depășită limita bunului simț și chiar a respectării legii.